Domnilor, domnilor, bună seara! Urmăriți în continuare evenimentul zilei. Într-un secol al dezvoltărilor și progreselor, unii trăiesc ca în epoca de piatră și mai rău. Asta este și situația a patru tineri care sunt impuși să muncească zilnic la o stână din satul Voloave. După ce au finalizat studiile la școala internat din Vâsoca, cei patru tineri au fost aduși la o stână din Voloave. Mihail Melnic, proprietarul acestei stâne, i-a luat la el ca să muncească. Deja de 2 ani îndeplinesc munci grele și au grijă de toate animalele de aici. Careva bani pentru tot ceea ce fac, însă nu primesc, spun băieții. La 4 ne sculăm să mulgem oaia. Pămulgem noi oaia prin dăm 7. Sau de la 7, ca sunt vacii care au fătat, hrănim zițelul, adăpăm iar dăm mâncare la porci. Dacă nu faceți lucruri, ce se întâmplă cu voi? Vă zici ceva, strigă la voi, vă bați? Da. Ce faci? Nu bat cu dități și alea. Ați încercat să fugiți aici? E câte ori. E că băcea care e cu vaci, dacă uiți și lorul înapoi. Aici, la stână, fiecare zi seamănă una cu cealaltă. Se trezesc dimineața ca să le reușească pe toate. Adorm târziu tot cu grijile lucrului de mâine. M-a întrebat dacă vreți să veniți sau... Da, dar eu n-am luat, nici nu știu că el mi-a spus că ne-a spus că de la pădure acolo, la, mai mult așa de la pădure. Când am încoace, apoi am pus mâlnica, m-a zis așa, vacu, cal, porc, magar, tete. Dar nu e de să te duc înapoi? E, activă, am spus, dar nu am vrut să mă duc înapoi. Au că vreți, deși abicea, te înșepe la triparale. Eu cred că tot zau cu oaia mă chem de pe de-ala, leargă mi-l-a dat, mă dau șcioar, dar mă ta oaie, dar nu știu cum să mă duc deja mai repede, scăpș. Dar de ce nu te duci, deși așa vezi? Dar nu vreau cum ce se face. Dar voi i-ați spus vădată că ați vă duceți deși așa? Da, i-am spus, dar dacă aud degea, s-a apucat. M-aș duc așa, mă, dacă maxima scăpi cineva de ce să mă duc, mă, că să mă ajute. Dar văd că e așa, porci, gâști, găini, vă dă voi, stăieți, mâncați? Nu mai dă voi. Pentru o, pentru o candidat ce ușii de-a pe la seara mea. Trăiesc în niște condiții inumane, spun că din cauza că au multe lucruri nu reușesc măcar să se spele, iar din mâncare cel mai des se hrănesc cu mămăligă. Deci unul și ala voi faceți mâncarea, da? Da. Așa, dar văd că e gol. Păi da, că am mâncat azi dimineața. Și ați mâncat, da? Da. Aici e masa din care mâncați? Da, și-a pune mămăligă. Aici mămăligă, numai mămăligă mâncați. Da. A? Da, și totodată când nu-i mălegă, pe 12 ani. Dar tu mai ai ceva haine afară de astea? Mă iau, nu știu dacă mă iau. Dar ce faci tu toată ziua aici? Lucrez. Ce lucrez? Rănesc la porci, mătru la porci, mătru acolo, teritoriu mătru. Proprietarul stânei afirmă însă contrariul. El spune că băieții sunt alimentați bine și condițiile în care stau nu sunt chiar atât de proaste. În toată țara e mâncare cu ceva cu carne, cu jumară, cu ceva de felul ăsta și când scumul și proaspăt, din bâmborcane. Și ce stau ei în condițiile în care stau? Adică învăț că acolo sunt niște condiții antisanitare, absolut, nici n-au normal unde să doarmă. E motivul, coleg, poate nu suntem și noi vinoveți, dar motivul totuși au și un motiv tare mare, că eu tot vremea mă duc și pun mai spalat, mai așa, când se spală, când nu știu dacă chiar se spală, zicem, picioarele înainte, unghiile, oleac, spală dacă lucrări stau de glot. Însă și camera în care stau ei, în care locuiesc ei acolo, adică e un cuptor practic neacoperit cu nimic. De vară ei nu dorm, dacă ați luat seama, ei dorm chiar afară, sau ia am aici una de astea, dacă ați luat seama, în dreapta, un vagon. Care dorm în vagon, care dorm afară pe așteanotul ăștia care au fost pe lezangă, așa, cum că voi lezangă. Dacă nu fac ceva cum trebuie, sunt pedepsiți sau chiar uneori sunt și bătuți. Din ce motiv? Ca un tată. Dacă îl permit să-l chisc o dată cu o palmă sau îl trag de pe un păr acolo, să pot că asta nu e. Și l-am luat și ciorul, el stă, eu cum bat capul, îl pun, să fac tăcere, să fac cu ghine, pentru dânsul. Îl învăț lucrurile care îi trebuiesc. E când e ei de acolo, dacă vreați, el nici caldarea cu apă nu puteți merge când am luat prima dată. El merge o caldare cu o caldare de apă și sunt pentru șecioarele. Reprezentanții direcției sociale care au și semnalat acest caz spun că situația creată și starea acestor tineri este una destul de alarmantă. Sunt niște copii care sunt întreținuți în niște condiții antisanitare, sunt puși la muncă silnică, exploatați, sunt bătuți.
și am convenit ca să informăm toate structurile, adică poliția a fost informată, reprezentanții procuraturii, ca să plecăm, să facem o deplasare în teritoriu și să examinăm cazul mai detaliat. Mai departe, rămâne decât să examinăm cazul, să aducem la cunoștință societatea, să vedem ce se poate de făcut, ca totuși să implici și alte structuri, ca cât de cât să le ușurăm soarta acestor persoane năcăjite. Cazul celor patru tineri de la Stână din satul Voloave este acum în vizorul organelor abilitate. Poliția și procuratura urmează să pornească o anchetă la acest caz. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet. Noi vă dorim o seară bună. La revedere!